Am ajuns la numărul 26, avem mai multe piese aici și în acest număr aflăm ca a doua variantă de Mustang lansată în anul 1974, era o mică eroare, fiindcă avea performanțele reduse și cu toate că era cerută de piață, fiindcă era criza în acel moment, nu a adus la vânzări foarte bune. Ca urmare a fost puțin tristă evoluția acestuia. Iar la muscle car-uri vorbim puțin despre mașinile din Australia, unde constructorii de mașini au construit mașini cu performanțe superioare față de modelele de bază. Un exemplu bun ar fi Chrysler Valiant Charger RTU. Iar acum trecem să montăm shock absorberul, adică suspensia stângă. Avem piesele astea. În primul rând trebuie să... Haideți să vedem că acum am la mine și o revistă, se vede puțin mai bine. Trebuie să luăm partea aceasta împreună cu asta, să adăugăm acest pin micuț, care știm bine nu are neapărat nevoie de clește, dar nu strică să avem una la îndemână. În schimb e mai greu cu potrivirea găurilor aici, se pare. Nu prea vrea să intre. Să vedem partea cealaltă. Aici intră ceva mai bine. Și încercăm să adăugăm piesa asta. Iar acum cu o șurubelniță ajunge să apăsăm pe acest pin, fiindcă va intra liniștit. Puțin mai greu, puțin mai sus, dar rezolvăm imediat. Perfect, a intrat. În următorul pas va fi foarte interesant, fiindcă ce-am montat în numărul anterior îl desfacem. Adică luăm această piesă și desfacem șuruburile adăugate anterior. Nu mă întrebați de ce facem asta. Iar acum trebuie să prindem, să înlăturăm piesa asta. Iar piesa aceasta va trebui să o punem în această gaură. Haideți să vedem. Și folosim desigur un MP01. Avem nevoie de pensetă, altfel nu prea putem să o introducem în locul ei. Și folosind un MP1 vom încerca să strângem acea piesă. O ținem cu degetul și adăugăm aici acest șurub. Iar acum în partea cealaltă avem această piesă și vom folosi MP3 ca să prindem piesa. Haideți să vedem. Deci cum stă piesa asta în această direcție, acesta vine aici. Luăm șurubul și vom încerca, hopa,
să adăugăm acest lucru. Pare dificil, dar până prindem doar filetul. Fixăm acest șurub bine. Iar acum vom încerca, stați să vedem, să ridicăm suspensia și să potrivim piesele astea împreună. Aproximativ așa. După care adăugăm șuruburile scoase anterior. Iar ultimul pas este să încercăm să punem și rata asta aici. Nu este foarte stabil, dar aici urmează să fie adăugat. În numărul următor vom monta învelopa, care știți bine trebuie să fierbem puțin ca să intre.